și am luat-o deoparte și am întrebat cu, nu cu B. Cu ce? Cu ce? Ce mic e gramul ăsta? Și, în virtutea ce ai spus tu mai înainte, mulțim așa asta egalitate cu cât? Cu 4. Mai îmi dați mulțumită cu 2, acum cu 4. Și asta ce zice? După cum se ia cu 4. 4C, nu? Mă am făcut seama, 4C e egal cu cât? 4 plus 4 la a doua. Deci 4 plus 4 la a doua plus 4 la a treia plus mai departe plus 4 la scoterea pe ultimul? 4 la 51. 51. Bun. Acum. Tragem cu 4 ochi la ce? Începea cu 1, nu la. În fața lui 4 la 51 ce înseamnă? 4 la 50. 4 la 50, deci până aici. Până aici, da, e. E bucata lui C, dar îi trebuie un 1. Nu l-am. Adunăm și scădem 1. Facem exact suma de aici. Și atunci echivalent. Vă spun eu pe aici. 4 C este egal cu 1 plus 4 plus 4 la a doua plus puncte, puncte, plus 4 la 50. Plus 4 la 51. Da? Minus 1. Minus 1. De ce minus 1? Că am pus pe 1 în față, 1 minus 1 face 0. Și acum toată bucata asta e de așa știută, că am notat-o noi cu cine? Cu C. Și apare așa. 4C. 4C. Egal cu C. Da? 4C egal cu C, dar fără aici. Așa. 4C egal cu C plus 4 la 51 minus 1. Și scădem un C din adime. Și 4C scăzut un C. 3C. 3C. Și atunci 3C este egal cu 4 la 51 minus 1. Echivalent cu a spune că 3C este egal cu 1 de 4. A scris 4 la 4. Așa, am revenit, foarte bine. 1 de 4 poți 2 la a doua. Da. Și face 2 la a doua. Totul la 51. Minus 1. Ce ce am însemnat? Că 3C egal cu 2 la 102. 102. 2 la 100. 2 minus 1 la masă. Dar cine era? Noi am avut B-uri de tipul 3 ori ceva. 3 ori ce? Da. Adică 3C, ăsta este exact notația noastră în B. Deci am ajuns la concluzia că B este egal cu 2 la 102 minus 1. Este are egal cu B? Da. Are egal cu B? Este. Ce a avut aici autorul să facă? Să vadă dacă știe să calcă în suma asta. Deci tu ai în minte un lucru, dar când ai zis că de un an, fără să facem manevra asta, e un pic forțat echeșițiu. Deci profesorii, colegii mei, nu încearcă să meargă să, în virtutea, să spune, normalului, a firescului. Ei, mecanic spune, dacă am notat cu ăsta cu A, am mulțit cu 2, și din 2 A scade un A și acolo da, unul ăla dar unul, nu apare construcția aceea. De aceea eu am insistat. După ce am înmulțit cu 2 exact baza asta, sesizez ochiul tău fuge spre A, sesizez că îi lipsește lui A în construcția lui 1, 1, nu la și atunci A, 1, 1, 1 aici și scad 1, la tot la sfârșit. Și apare firesc acum. Asta este A și când e 2 A minus A, egal cu și cu asta am văzut text. Să-mi facem plăcută. Facem un pic de sinteză. O sinteză, da. Vedem sinteza. Am făcut fracții. De sinteza. Da, era. Ok.
frații am făcut, am început cu frații. Uitați-vă pe care ei le-a scris. Frații? Da, am făcut operare cu frații. Nu frații, tipuri de frații. Tipuri de frații. Am scos întregi și am și pe altă înapoi, da. Frații. Soate. Și introduce. Întregi. Dacă ai spus, ca fi supraunitare, ești unitare, azi, tipuri de frații. Tipuri. Da. Și am făcut mulțimi. Am făcut putere. 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 Mulțime. Putere, operație, putere. Da. Operație. Cu putere. Ecuații. În care era la numărător acolo necunoscută, ecuații exponențiale, zic așa, ecuații exponențiale. Și ultima au fost calculul unor sume în putere. Un sume cu putere. Al patru finalul copii. Sunt exact asta, aici e, la noastră, bravo, profesor! La revedere! La revedere!